La cererea Ramonei, aceasta voia să prezinte unele probe în apărarea celor spuse de fosta ei soacră. Având în vedere discuția de astăzi cu fosta mea soacră, am vrut să arăt și am în telefon anumite poze și chestii, pentru că consider că oarecum este corect și față de oamenii care ne urmăresc și față de Stelian în primul rând. Sunt pregătită să arăt pozele cu data și ora, de când era Rebe mică până în ultima zi în care eu am văzut-o. Aș avea multe de spus, dar consider că nu trebuie să le spun aici, ei știu, eu știu. Vreau doar să arăt că nu este așa, că nu mi-am abandonat niciodată fetița. Am anumite lucruri cu care pot să demonstrez că am plătit pensia alimentară, doar că nu le am în telefon. Oricum, eu i-am făcut un card lui Rebecca, este pe numele ei, unde mereu îi puneam bani în plus de fiecare dată, poate când îi dădeam lui pensia alimentară, pentru că noi hotărâsărăm de fiecare dată când stătea la mine în weekend să plătesc eu lucrurile pentru Rebecca și când stătea la el să le plătească el. Telefonul a sosit și urma să aflăm când și-a văzut Ramona ultima oară fetița. Fosta ta soacră astăzi a menționat faptul că tu nu ți-ai mai văzut fetița de 2 ani. Imediat. Hai să vedem care este cea mai recentă fotografie cu Rebecca. Cred că asta, da, asta este ultima poză. Din ce dată? Din 7 iulie și aici era foarte, foarte de dimineață, era 6. Bun, hai să vedem conversația cu fosta soacră, că ai spus că țineai legătura cu ea, să vezi cum este Rebecca, da. Ce face, nu? Nu am mesajele, ultimul este ăsta, dar ăsta este înainte să-și schimbe el numărul de telefon. El cine? El, fostul meu. Eu mereu îi scrieam ce face Rebecca, face bine, ce face Rebecca, bine, ce face Rebecca. Scria mereu și nu răspundea. Deci tu nu primeai răspuns la întrebările tale despre copil? Nu. Pe 5, acum a fost ziua ei. Și l-am pus pe tati să-i cumpere un urs foarte mare, să-l duc cadou și tot la fel, nu mi-a răspuns. Și motivul a fost că se aflați că eu vin aici și oarecum e ceva de genul că consider că fata nu mai are nevoie de mine și să nu mai caut. Și după ce îl sunam mereu, îmi închideam. Dar să vedem ce poze cu fetița deține Ramona. Vă arăt de când era mică. Da, foarte multe poze. Am așa... Aici era fratele meu cu ea. Aici era la botez. Și aici. Am foarte multe. Și cu ea singură. Aici. Tot la fel. Gen, de multe ori îmi făcea mami pozele și mi le transfera. Astea sunt dovezile pe care eu le am în telefon. Am și alte dovezi, poate la mami în telefon sau la tati. Nu am putut să țin legătura cu Rebecca mai mult în anul 2023 și anul 2024, pentru că nici nu-mi permitea el, dar și pentru că eram plecat mai mult în afară. Ramona se aducea în discuție unele fapte de natură penală. Ar putea, da, să se afecteze foarte mult chestia asta dacă eu aș spune anumite lucruri și nu este ok, nu este ok nici pentru el și consider că Rebecca are nevoie de el. Sunt, da, poate niște lucruri care ar putea să afecteze penal pe el și consider că nu este cazul. Ai fost abuzată de punct de vedere? Da, am fost abuzată verbal de el și fizic de tatălui. Însă Ramona susține că a anunțat chiar și autoritățile competente. Am fost de câteva ori și am depus plângere în legătură cu el și de două ori în legătură cu tatălui. Și după ce se întâmplau chestiile respective, ne împăcam și mă duceam la poliție și retrăgeam tot. Da, Ramona, vreau să-mi explici un pic. Înțeleg că cel care te-a bătut a fost tatăl
fostului tău soț. Da. Am avut și anumite situații cu el, dar le-am explicat și pe alea, dar nu. De, el e un om violent sau cum? Sau... Nu știu. Nu... Știi, de asta vreau să întreb, că dacă într-adevăr e un om care are un istoric cu violență, cum e asta, de ce totuși ai ales tu așa cu fetița ta, să o lași acolo? Pentru că chiar am văzut că pe ea o iubește și nu pot să spun asta, chiar au grijă de ea și se implică. Poate era altceva la mine, gen... Eu știu că ai lui nu mă suportau, știu când m-am mutat acolo, eram foarte mică și sunt conștientă că și eu aveam greșelile mele. Sunt conștientă de asta. Dar consider că dacă ei ar fi stat lângă mine și mi-ar fi explicat, înțelegeam foarte multe lucruri, dar sunt foarte multe lucruri și, cum am zis, indiferent, mama mea m-a trimis anumite scrisori, mi-a zis și m-a rugat frumos să nu spun chestiile astea. Dar nu știu. Da, mai devreme sau mai târziu vezi și tu că adevărul iese la iveală, știi? Știu, doar că consider că mama mea mereu îmi spunea să merg. Am fost într-adevăr și la poliție. De fiecare dată când mă împăcam cu el după, mă duceam înapoi, îmi retrăgeam plângerea. Dar ei, oamenii de la poliție, mă cunosc. Adică chiar dacă i-a sunat sau ceva, ei știu situația mea și știu tot. Și oamenii din sat știu? Da, da, am și niște mesaje cu cineva care îmi spunea niște lucruri și da. Fosta ta soacră dorește să intervină și aș vrea să văd ce are a ne spune despre aceste acuzații ale Ramonei. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! E adevărat că fostul dumneavoastră soț a bătut-o pe Ramona? Pardon, soțul dumneavoastră a bătut-o pe Ramona? Bună ziua! Bună ziua! Vă rog să dați televizorul mai încet! Vă rog să dați televizorul mai încet, că intrăm în microfonie. Așa. Nu e adevărat. Nu. Ea s-a certat cu soțul meu, l-a dat dracu și s-a certat cu el și a plecat la poliție și a adus poliția. Da. Da, dar nu, stați un pic. Acum vreau să vă spun un lucru. Da. Nu vine poliția că cineva drăcuiește pe altcineva. Credeți-mă. Nu, că ea a ieșit afară și era pe bătătură. Nu. Nu e adevărat. Deci după ce el mi-a dat una, am fugit. Da, am fugit pentru că am fugit să-l sun pe tatăl meu care după a venit după mine. Am plecat acasă în picioarele goale. Știți exact în poveștile de genul ăsta, care sunt foarte urâte. N-aș fi vrut să intrăm. Eu de asta încercam ieri să spun că, domnule, ce se întâmplă între adulți, e între adulți. M-a interesat foarte tare treaba cu fetița. Pentru că ea e mamă și cumva... E cumva de datoria ei, cred eu, să stea lângă copilul ei. Acum... Sunt situații și situații. Să spună mie în față, doamnă. Păi, să spună mie în față de când... Da. Să-mi spună mie în față că eu mă duc la biserică, mă vede un Dumnezeu sus. A venit ea la poartă la mine și a cerut fetița să nu-i o dau. Am venit de multe ori și mami se ducea la grădiniță să poată să o vadă pe Rebecca. Ea n-a fost odată. Fata ei la grădiniță n-a fost odată. Sunam educatoarea să întrebăm educatoarea. A fost vreodată la grădiniță? Odată a fost maică să vadă fata la grădiniță. Și ea n-a fost niciodată. A trecut fata, a fost bărbatul meu cu fata, de-a dus camionul la vale, la frate, s-a trecut cu mașina pe lângă fata și n-a vorbit cu fata și fata a venit plângând acasă și plângea către cum mă s-a pe lângă ea și nu vorbi cu ea. Și am plâns cu ea toată ziua, mi-a plâns fata că a trecut pe lângă ea și n-a vorbit cu ea. Dar când s-a întâmplat asta? Acum am e că... 5-6 luni. Ramona? A trecut pe lângă fată, da, cu mașina. Și fata a văzut-o.
Și fata a început să plângă către cum am ei lângă mine și nu mă băgă în seamă, nu vorbi cu mine, nu opri să mă ia. Ea n-are, doamnă, treabă de fată. Ea n-are treabă de fată. Iată, nu mai plângă degeaba, că este, mie îmi pare rău că o văd că plânge, că eu am tânut foarte mult, am tânut la ea, tot am tânut la ea, am crescut-o ca pe copilul nostru și când e să ne dea dracu și să ne bajocure o fată care am crescut-o, nu îți mai vine să te mai uiți la ochii, dar noi tot ne-am gândit la ea, că e copil, îi creștem copilul, o creștem și pe ea. Și să nu spună că copilul meu a bătut-o, că copilul meu n-a bătut-o, niciodată n-a bătut-o. Nu, a spus n-a agresiune verbală, probabil a vorbit urât cu da. Nu a spus. Că ea, când se certa cu el, se făcea că leșină, că-i vine rău. Asta se făcea când se certa. Am apărut că leșină, că sunt oameni care nu țin la o ceartă și nu se simt bine. Acum, da, și nu se simtea bine și dacă nu... De așa se făcea când se certa cu el. Și pleca, nu mai stătea. După aia suna la el să vină în dărăt. Da, spuneți-mi un lucru. Dumneavoastră le-ați zis ieri colegilor mei că Ramona nu și-a mai văzut fetița de 2 ani. Pe de altă parte, doamnă, în telefonul ei există o fotografie cu fetița de pe 5 iulie. Sigur, nu sunt împreună ieri. Da, doamnă, pe 5 iulie. Da. Fata mea a fost ziua fetii și a trimis poză cu fata la mulți ani și maică s-a luat poza după de la profilul fetii mele și a trimis-o pe Facebook. Poza aia. Poza aceea este de pe Facebook? Este o poză de pe da, Facebook? Da, e de pe Facebook luată, că a trimis fata mea fetii la mulți ani. Rebecca. Și poza aia a luat-o maică s-a după Facebook și a pus-o pe Facebook și a trimis-o ei. Ramona. Știți care este problema? Că dumneavoastră mergeți la biserică, dar... Da, Ramona, merg la biserică, Ramona. Spune tu adevărul, Ramona, că tu spui, ai mintit tot, Ramona, ce ai spus aceea. Tu ai fost copilul meu care te-am crescut de la 17 ani și am ținut la tine. Și tu, ca să faci așa, să vorbești așa de copilul meu... Eu cred că nu ați ținut cu absolut nimic. Cred că nu am ținut? Cât am ținut eu la tine, Ramona? Când te-am ținut eu de nu te-am pus să faci nimica pe tine? Că tu ești copilul meu și tu... Da, vreau să întreb, mai puțin, doamnă, să întreb și eu ceva pe Ramona. Uite, Ramona, și colegii mei mi-au spus același lucru, că există foarte multe fotografii cu fetița în telefonul tău, dar că sunt de când fetița avea până într-un an, când voi erați împreună. Și, într-adevăr, cum își face orice mamă cu copilul, sunteți împreună. Da, eu am. Următoarele poze pe care le ai sunt doar cu fetița. Da, eu... Care, într-adevăr, până la urmă pot fi și trimise. Da, bunică, am și poze trimise. Când eram plecat, îmi trimiteam mami videoclipuri cu ea. Am primit videoclipuri și de la grădiniță. Primeam mereu, dar nu fac... Dar n-avea, doamnă, de unde să trimite, că ea n-a venit niciodată, ele n-a venit niciodată la poartă la noi să vadă fata. Ele nu spune adevărul, ele n-a venit nici mai casa. Să nu spună că casa, că în casă stau de 4 ani, de când s-a măritat ea, stau în casă. Nu că a terminat acum casa. Păi eu nu am terminat-o complet, nu știu de unde știți dumneavoastră, că n-ați fost niciodată la mine. Stați ca să înțeleg, sunteți vecini de localitate. Nu am fost eu la tine în casă, eu n-am fost la tine în casă. Sunteți vecini de localitate. De unde sunteți, Ramona? De lângă Filiaș. Da, eu stau de lângă Filiaș, da? Da. Dom'le, dar e foarte simplu, sunt groază de oameni acolo care pot să confirmă. Dar am fost, doamne, la ea în casă, ne-a invitat la ei în casă. Cum să nu fii la ea în casă? Adică dacă s-ar întâmpla, Ramona, o situație de genul ăsta, tu să te duci să-ți vezi copilul și să nu fii lăsată, presupun că vecinii ar vedea, nu? Da. Uite, ei nu vin să ne spună. Dar nu, fata, dar ele n-a venit nici ea, nici maică ca să vină să ia fata. Eu chiar îi rog enorm de mult să intervină și... Uite, eu am făcut un apel public către oamenii care îi cunosc atât pe familia fostului soț, cât și pe familia Ramonei și care știu situația, că chiar e clar că sunt două variante ale aceleași povești. Foarte diferite. Doamnă, eu o rog frumos pe Ramona să stea la un loc să-și găsească aceea băiatul care îi place, să stea lângă el, pe mine să nu mă bage, să mai vorbească de copilul meu sau de fată,
să stea liniștită, să nu mai au, că eu nu mai apar la televizor, că eu nu am devenit ca ea vedetă. Acum este și fata ei, cumva, dacă vorbește... Este și fata ei, dacă vorbește de fată, nu așa, dar de copilul meu să-l lase în pace sau despărțit. De altfel, asta v-a și făcut să interveniți. Bine, doamnă, mulțumesc foarte mult. Da, bine, la revedere. La revedere. Da, nu e, e o situație foarte, foarte urâtă și, în fine, de multe ori se întâmplă când o familie se destramă și eu un copil, cel puțin un copil la mijloc, să existe această luptă pentru copilul acesta, dar cumva motivul pentru care încercăm să aflăm și noi adevărul, odată și pentru telespectatori, pentru că Ramona a venit aici în emisiune și a spus o poveste, și pentru Stelian, care, iată, este într-o relație cu Ramona și nu întâmplător, emisiunea se numește Mireasa și se termină cu niște căsătorii. Și în general, voi știți foarte bine, cine vine la Mireasa e ca și cum viața ta este publică, în sensul că apar și cu bune și cu rele. Și dacă nu le spui tu, le spun alții despre tine. Hai să vedem de ce...